Madi și Sergiu au fost în această seară live pe Facebook. În prima parte a live-ului au primit multe mesaje de susținere. Felicitări, copii frumoși, fiți puternici, vă iubim, vă suntem alături. Voi sunteți câștigătorii noștri, sunteți cei mai frumoși, vă iubim. Cei mai frumoși, Sergiu, lasă la o parte totul și fii alături de această fată minunată. Sunteți cei mai frumoși și împreună, ținându-vă de mână prin iubire, veți trece peste toate obstacolele. Vă suntem alături, vă susținem necondiționat, suntem alături de voi. Sunteți simpatici împreună, să vă respectați și să vă iubiți mult, sunteți minunați. Cam acestea erau mesajele în prima parte, apoi au intervenit tot felul de mesaje pe care Madi și Sergiu nu le înțelegeau. Li s-a scris lui Sergiu despre o scrisoare cu dovezi care a fost trimisă către el și nu i s-ar fi dat, nu ar fi ajuns la el. Sergiu nu înțelegea despre ce scrisoare este vorba. Ni s-a scris lui Sergiu să deschidă ochii, să spună Madi ce i-a făcut fostul iubit. Madi spunea că nu i-a făcut nimic fostului iubit. Mesaje în care era întrebată Madi dacă l-a înjunghiat în mână pe fostul iubit arab. Ea a fost uimită când a citit acel mesaj. Madi și Sergiu au rugat susținătorii să nu se certe cu cei care aruncă cu hate. Le-a mulțumit celor care îi susțin, au vrut să le spună că ei sunt bine, sunt fericiți și le mulțumesc pentru că au fost atât de mulți pe live să-i susțină. Au mulțumit pentru toate gândurile bune și spuneau că le mulțumește pentru că sunt în continuare alături de ei.